Vorbeați de probleme cu Ionuț Radu și vreau să vă întreb, ați găsit la Târgoviște o echipă cu probleme de disciplină? Pentru că nu vrem să criticăm pe nimeni, dar după o perioadă vine un antrenor la Târgoviște care stă chiar în mijlocul jucătorilor. Ori într-un campus, știm cu toții, sunt destule ispite și destule tentații. Costel Pana, a fost și cineva care n-a stat. Eu nu spun că am găsit probleme disciplinare. Că au fost, că n-au fost, eu caut să vreau să ne spălăm lufele în familie acolo. Într-adevăr, am decis ca să rămân în mijlocul lor pentru a-i cunoaște mai bine, pentru a vedea mai mult, a-i supraveghea mai mult viața asta extrasportivă, pentru că sunt foarte mulți jucători tineri care dacă noi nu îi ducem pe un drum corect în viață, îi putem pierde. Și în situația asta, deci la momentul ăsta, mulți dintre ei nu știu care este drumul corect. Și trebuie să stăm lângă ei, să le arătăm o dată, de două ori, de trei ori, vedem că mai apar astfel de jucători, am vorbit de unul mai devreme, care el vrea pe alt drum, lăsăm să plece pe alt drum, decât să pierdem trei jucători, mai bine pierdem unul și câștigăm doi. Asta trebuie. Și asta am decis să rămân acolo, că am văzut că s-au făcut afirmații că am cerut nu știu ce condiții să stau la nu știu ce hotel, care nu știam nici ce hotel, și de 5 stele. Așa, și ei, eu stăteam la campus. Nu am pus niciun moment să stau la hotel. Am zis, vreau să stau și eu mai aproape de ei să văd ce program au. Și, într-adevăr, programul lor a fost modificat.